Bună ziua, stăm astăzi de vorbă cu doamna Matei Mihaela, purtător de cuvânt al Agenției de Plăți și Inspecție Socială Dâmbovița. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ați venit, bună ziua! Doamna purtător de cuvânt, vorbiți-ne puțin despre alocațiile de stat și modul de acordare al acestora. La această dată, în județul Dâmbovița beneficiază de alocații de stat un număr de 91.420 de beneficiari. Ne referim la alocațiile pentru copii până în 18 ani. Cuantumul acestora este până la vârsta de 2 ani este de 200 de lei, după vârsta de 2 ani este de 84 de lei. În cazul copiilor cu dizabilități, cuantumul alocației de stat este în valoare de 200 de lei. Copiii peste 18 ani care frecventează cursurile învățământului liceal pot obține în continuare alocații de stat în momentul în care se adresează la Secretariatul Instituției de Învățământ cu o cerere. Cererile sunt centralizate și transmise la nivelul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială de către Inspectoratul Școlar Județean. Vă rog, faceți câteva precizări în legătură cu modul de acordare al alocațiilor celor plecați în străinătate, reluarea în plată a celor care vin din străinătate. În ultima perioadă am avut un număr mare de cereri pentru persoane care într-adevăr revin din străinătate. În cazul acestora pot fi reluate în plată alocațiile de stat dacă au fost suspendate de către noi în baza formularelor primite din state membre ale Uniunii Europene. Această reluare în plată, cererea de reluare, se face la nivelul Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială. De asemenea, în cazul în care copiii n-au beneficiat niciodată de alocația de stat din România, atunci dosarele pentru alocația de stat se depun la primăria de domiciliu. În această situație, atât în cazul reluării în plată, cât și al depunerii unei cereri la primăria de domiciliu, cererile sunt însoțite de către actele de identitate ale familiei, codurile de identificare din statele membre din care revin aceste persoane, precum și o declarație în care ni se precizează clar domiciliul pe care l-au avut pentru a putea trimite la instituția din regiunea în care au locuit persoanele respective. Care este modul de acordare a alocațiilor pentru statele membre Uniunii Europene? În condițiile în care unul dintre părinți realizează venituri impozabile pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, acesta se adresează instituțiilor competente din statele respective și face o cerere pentru alocație de stat. Această cerere este însoțită de toate actele de identitate ale familiei. Noi vom primim de obicei în țară, primim formulare europene E401, care reprezintă un formular de componența familiei, pe care le redirecționăm către serviciul de evidență a persoanei la nivelul fiecărei localități în funcție de domiciliul acestora, și un formular E411 pentru a comunica prestațiile de care beneficiază în țară. În cazul în care veniturile impozabile se realizează într-un stat membru, iar în România nu se realizează, alocația se suspendă în România, urmând a obține integral din străinătate alocație. În cazul în care unul dintre părinți realizează venituri în țară, alocația nu se suspendă, iar în străinătate se primește un complement diferențial. Câți beneficiari sunt în Dâmbovița ai stimulentului de inserție și care sunt condițiile de acordare acestora? La nivelul județului Dâmbovița avem 945 de beneficiari la finele lunii martie. Modul de acordare a acestuia este cererile se depun, deci la primăriile de domiciliu, de către persoanele care au copii până la 2 ani. Aceștia pot solicita stimulent în cazul în care realizează venituri sau indemnizație în cazul în care contractele de muncă sunt suspendate. Stimulentul de inserție este în cuantum de 500 de lei. Îl poate primi și persoana care a beneficiat de indemnizație creștere copil
și-a avut opțiune până la un an, dacă și-a reluat activitatea înainte de a împlini copilul un an, poate primi acest stimulent până la vârsta de 2 ani, precum și persoanele care au optat pentru indemnizație 2 ani, dacă și-au reluat activitatea înainte de a împlini copilul vârsta de 2 ani. De asemenea, țin să precizez că stimulentul poate fi acordat până la 3 ani în cazul copiilor cu dizabilități. Stimulentul poate fi acordat de asemenea de la data nașterii copilului, în cazul în care mama nu a realizat venituri, poate fi acordat tatălui, în condițiile în care acesta solicită de la bun început stimulent. Știm că în cadrul Inspecției Sociale există diferite campanii de verificare. În acest moment ne puteți preciza ce campanie se desfășoară atât la nivelul județului Dâmbovița cât și național? Deci, actualmente se desfășoară campania de verificare a accesului persoanelor cu handicap la accesibilități în unitățile de învățământ. Ne referim la accesul persoanelor cu handicap la mediul fizic, informațional, precum și cel comunicațional. Mulțumesc, vă doresc o zi bună și ne mai întâlnim. Și dumneavoastră sărbători fericite!